Bună dimineața! Este miercuri și filmez. Acum de dimineață fac turte și vreau să fac și plăcintă cu pere și cu halva. Fac turte să dau la copii acum de dimineață să mănânc și am frământat acum de dimineață, am și aici. Și o să las să fac și foi pentru plăcintă, că merg în grădină să aduc perii, să le rat și să le pun la călit și să fac și plăcintă. Să avem și plăcintă. Și să fac și mâncare. Mama mănâncă și ea. Bună dimineața, mama! Bună dimineața! Ce mănânci acolo tu? Turtă caldă? Și cu struguri. Cu pom. Deci mama mănâncă turtă caldă cu pom acum de dimineață. E miercuri asta. E miercuri, da. Eu am pus să fac niște fasole prăjită. Aici curăț perele de coajă și le rad pirăzătoare, să fac plăcintă cu pere și cu halva. Aici am aluatul, fac foile de plăcintă, le fac cu aluat făcut de mine în casă. Am pus și burienele în mâncare, am pus și ardei, lobod, mărar, pătrunjel, las să fie arbă și o să-i fac prăjeală de ceapă. Mă pun să fac și plăcintele, să le pun în cuptor. Aici am călit pere cu ulei, zahăr și am pus și scorțișoar. Și o să rad, după ce îmi pun compoziția pe foaia de aluat, o să rad și niște halva că mai am. Am pus perele, acum rad și halva aici peste pere. Am făcut și plăcinta. Aici mi-a rămas o bucată de aluat și am făcut aici bucata asta de plăcintă. Acum pun tava în cuptor și să se coacă. Am făcut și ceapă prăjită pentru fasole. O să o răsturn aici în șeună. Eu așa fac prăjeală. Am răsturnat prăjala aici în șeun peste fasole și îl las să fiarbă. Fasolea este gata, am pus și de mămăligă. Aragazul este murdar, dar o să-l spăl. Aici am plăcinta. Imediat este gata și plăcinta. Am mâncat și noi prânzul și am mâncat și plăcintă. Am mâncat așa. Mă mănânc acum plăcintă. E bun, mamă, plăcintă așa cu pere și cu halva? Foarte bun. E bună cu halva, nu? Da. Am mâncat. O să pun fasolea în frigider. O să pun și plăcinta în pui, să spăl aragazul. Dar o să merg acum în grădină, să culeg roșiile din grădină. Că vreau să pun roșii la murat. O să culeg niște roșii cu niște frunze de țălină și o să pun la murat. Că am mâncat astăzi fasole cu murături murate și o să mai pun, că nu prea mai avem. Merg în grădină după roșii. Trandafirul e. Și să culeg roșii de aici, să pun la murat. Am cules roșii, o să spăl borcanele și o să pun roșii la murat. Deci am adus țălină și ardeiuț, sare și apă. Așa este plăcinta cu pere și cu halva. Așa este.
Am pus borcanele astea cu murături. Și mi-au mai rămas roșiile astea. Le-am aici culese. Am pus apă în șeun să clocotească și să pun roșiile astea în șeun, să le curăț și să le pun în la congelat în lat. Am terminat de curățat și roșiile, le-am pus în pungă și pun pungile astea cu roșiile curățate, le pun în ladă la congelat. Și când am nevoie, iau de acolo din ladă. O să fac curat. Aici să duc astea la pui. Paturile au fost spalate ieri și am așezat paturile. Paturile nu sunt dezordonate aici. Am masă acum, am mâncat, n-am făcut curat. Să scot gunoi și să spăl pe jos și să fac curat acolo la aragaz. Nici aici nu am cine știe și mizerii dezordine. Holul nu este nici el murdar. Dar am aici dezordine. Că am spălat cerșaful de pe pat, că era murdar. Și am și de călcat niște haine și să fac patul aici. Merg să duc cojile astea de la roșii. Și o să fac curat. Am adus cojile de la roșii la pui aici. Și merg să fac curat în casă. Am terminat de spalat și pe jos, mi-a făcut curat în casă. Am spalat și aici la jucărele. Am făcut curățenie și aici în bucătărie, am scos gunoiul, am șters masa. Am făcut curat și pe masa aici în bucătărie, paturile. Am spalat și pe jos în bucătărie. Am spălat și aragazul. Mi-a făcut curat și pe blat. Aici sunt borcanele care le-am pus cu murături. Le-am pus cu murături să mureze. Mi-a făcut curat și la ghiuvetă. Mi-a spălat ghiuveta. Cum am făcut roșiile care le-am pus la congelat în ladă și roșiile astea care le-am pus să mureze. S-au făcut mizerii și aici la ghiuvetă și mi-am spălat și la ghiuvetă. Mă pun să fac curat și aici, să-mi așez patul și am și de călcat. O să mă pun să calc și după să-mi scutur patul, să-mi adun de acolo de pe jos, să-mi scutur și covoarele.
Am terminat de făcut curățenii și aici în dormitor am călcat și tricourile care le-am avut a copiilor. Mi-am făcut curat și pe jos, am șters și pe jos, mi-am scuturat și covoarele. Am terminat de făcut curățenii și în dormitor și în casă. Mi-am spălat vasele, mi-am spălat aragazul. Să iau sapa, o am aici. Și merg în grădină la prășit în vie. Trebuie să culeg și buriană la pui. Dar să prășesc cât mi-am propus astăzi. Să prășesc în vie. Să prășesc rândul ăsta până în lucernă. Să prășesc. Am terminat aici de prășet și mi-am propus eu rândul ăsta până în lucernă. Am prășet. Aici unde sunt căpșunile, nu prășesc, căpșunile și le tai. Și am prășit acolo. Am lăsat căpșunile, dar mai am de prășet. Mai am de prășet. Merg să iau coșarca, să merg să culeg buriană și la pui, să le dau și urluială și grâu și buriană, dar să iau coșarca, ca să culeg buriană cu coșarca. Coșarșele sunt aici. Iau coșarca și și grâu.
de uau. Bane. Bane. Am dat grâu aici la găini. La pui am adus și buriană, am pus și apă, și urluială, și grâu. Dacă v-a plăcut și acest clip, vă rog frumos să vă abonați, să-mi lăsați like. Vă mulțumesc frumos pentru like-uri, pentru vizualizări, pentru abonări și până data viitoare să fiți sănătoși și aveți grijă de voi. Vă mulțumim frumos!